Școala gimnazială numărul 4 Suceava derulează prin programul Erasmus Plus, finanțat de Comisia Europeană în perioada septembrie 2017-2019, proiectul Healthy Foods, Happy Moods. România, prin Școala gimnazială numărul 4 Suceava, este partener în acest proiect alături de Italia, Croația, Polonia, țara coordonatoare fiind Turcia. Miercuri, în cadrul proiectului, a avut loc Marșul pentru Sănătate. Manifestarea a început la Școala Gimnazială numărul 4, Suceava. Copiii s-au deplasat până la Direcția de Sănătate Publică, unde au primit baloane colorate, reprezentând culorile din farfuria sănătoasă, flyere și pliante cu mesaje privind activitatea fizică și alimentația sănătoasă. La marș au participat peste 200 de elevi de la Școala Gimnazială numărul 4, Suceava. Adoptarea unui stil de viață sănătos, o alimentație corectă și ne dorim de asemenea ca ei să înceapă să practice sportul, indiferent de organizat sau nu, într-un club, acasă, nu contează. Sportul este parte din viața noastră, trebuie să fie parte din viața noastră. Copilașii s-au pregătit cu sloganuri, am avut un concurs de sloganuri în cadrul proiectului, întâlnire cu specialiștii, cu nutriționist, cu comisar de la protecția consumatorului, cu doctorul școlii. Urmează și alte activități interesante, deocamdată ne canalizăm toată energia pentru acest marș și sperăm să aibă impact scump. Direcția de Sănătate Publică Suceava este partener în cadrul proiectului cu Școala Gimnazială numărul 4 Suceava. Alimentația este obiceiul care influențează cel mai mult sănătatea oamenilor. Nu degeaba, obiceiul de a mânca este cel care se repetă cel mai constant de-a lungul vieții noastre. Un renumit medic canadian spunea că 90% dintre toate afecțiunile, cu excepția infecțiilor și a accidentelor, sunt strâns legate de alimentație. Educația nutrițională trebuie să devină o prioritate națională și să înceapă de la vârste mici. Alimentația sănătoasă are o importanță covârșitoare în menținerea sănătății, iar de sănătatea copilului de astăzi depind sănătatea și bunăstarea adultului de mâine, mai transmit reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Suceava.